Am ajuns într-una dintre cele 7 cetăți medievale ale Transilvaniei. Astăzi sunt în Sebeș. Încerc să văd și să vă arăt câteva puncte de reper în mica fostă cetate medievală, care, să ne reamintim, că în jurul anilor 1400 devenise prima cetate care era închisă complet de ziduri. Îți mulțumesc că ești aici. Sunt într-o locație absolut specială, cred că singur, și încerc să-ți povestesc astăzi despre un traseu. Îți propun astăzi o peșteră, o mănăstire, foarte, foarte vechi ambele, și îți mai propun încă un orășel, o fostă cetate, poate că prima cetate din Transilvania, total închisă. Iar lângă această cetate ai ceea ce se vede în spatele meu și cu ajutorul dronei, al tehnologiei, am să-ți arăt și ție cum e aici, în Râpa Roșie. Să ne uităm împreună la cel mai frumos video de astăzi. Sunt Sebastian și sunt gazda ta aici pe Ascensio. Subscribe, like, share, dar și pe Canal 33. Îți mulțumesc! Datorită pantei mari și a lipsei vegetației, apa de șiroire, prăbușirile și alenecușurile au creat un relief aparte. Acesta este reprezentat prin turnuri, coloane, obeliscuri, piramide de pământ, care împreună cu culoarea roșie și violacie îi dau acest aspect impresionant. Râpa Roșie, lângă Sebeș, la câteva minute. Chiar în mijloc, chiar în centru orașului micuțului Sebeș, găsești această casă, Casa Zapolia, casa fostului voievod Ioan Zapolia, voievod al Transilvaniei, care a fost o vreme și șef în Ungaria. Am venit aici să mă bucur de liniștea acestei curți minunate, dar și să aflu cât pot de mult despre ceea ce a însemnat și ceea ce a fost Sebeș. Odată. Casa Binder a lui Franz Binder, născut aici, în Sebeș. Vă mai amintiți, dragi locuitori acestui oraș? O casă care acum e vad comercial pentru că se află aici, în plin centru de Sebeș. Ce e cu Binder ăsta? Acest călător, acest om care a fost atât de admirat în vremea sa, iar acum nimeni și nimic nu mai poate șterge uitarea lui. Dar hai să vedem cine este acest Franz Binder, acest mare călător care în 1850, după 10 de ani, ajunge în Africa și face drumuri între Cairo și alte localități. Este primul european, primul european care ia legătura cu triburile de pe malul Nilului, 1860. Franz Binder, pentru curajul și pentru activitatea sa, este decorat cu Crucea Coroanei din partea regelui Joseph. Revine în Europa în 1862 cu o bogată colecție etnografică africană, expusă la muzeul din Sebeș, dar și la muzeul care îi poartă numele din Sibiu. Onorurile de care a avut vreodată parte, din păcate, se opresc aici. Ridicat în 1634, turnul semirotund făcea parte din fortificația orașului, din cetatea Sebeșului. Astăzi e un loc, ca toate celelalte, de mâncat și de băut un suc. Turnurile sunt 4 în toată cetatea. Acesta apăra latura vestică a orașului. Din păcate, nevoia noastră de a ne extinde, de a ne face case cât mai în centru, datorită și turcilor care au venit și au tăbărât peste orașul ăsta din toate pozițiile și în toate timpurile, și mulți alții, nu numai ei, e greu să mai găsești vechea cetate, e greu să mai vezi exact cum era ea. Poate că doar pe mine mă interesează să avem lucrurile ca afară. Mă întreb oare de ce cei de afară, la care ne ducem, ne lăsăm euroii, dolereii și celelalte lucruri, de ce oare ei păstrează și reclădesc și reașează vechile cetăți, vechile locații? De ce încearcă să le dea un iz cât mai aproape de ceea ce era? Mă întreb doar. Poate cineva să-mi spună. În Sebeș, după ce vii de pe Transalpina, primul oraș pe care îl găsești este acest orășel, această fostă minunată cetate. Îți recomand să te duci la biserica fortificată, îți recomand să găsești și tu zidurile cetății, fostei cetăți. Foarte greu și nu înțeleg de ce e atât de greu să mai ajungi la fostele ziduri ale uneia dintre cele 7 cetăți medievale din Transilvania. Casele s-au lipit de zidurile cetății, nu sunt foarte ok cu asta. Urbanistic, domnule primar, îmi pare rău, aș reface acest oraș, l-aș rearanja, l-aș regândi, să aibă centru. Așa aș face eu. Sunt lângă Turnul Croitorilor. În spatele meu este o altă locație pe care încerc să vă arăt foarte greu. Un gard mare de sârmă și multă buruiană. Turnul Croitorilor face parte tot din cele 4 turnuri care au făcut ca prin 1400 orașul Sebeș să fie primul oraș cetate închis absolut total. Practic, fosta cetate Sebeș nu mai există. Poți veni astăzi să vezi un mix și să te bucuri de câteva ore petrecute într-un spațiu ok. Sunt Sebastian, sunt puțin trist în Sebeș, dar rămân în continuare gazda ta aici pe Ascensio Urban Spirit, dar și pe TV, pe Canal 33 România. Cu bine, îți mulțumesc!